împreună cu soția și copiii, ne bucurăm să fim în această dimineață cu dumneavoastră, o zi de sărbătoare la masa Domnului, o zi de binecuvântare în prezența lui Dumnezeu. De origine suntem din Beiuș, județul Bihor. Am venit în Statele Unite câțiva ani în urmă să ne pregătim, să studiem și am învățat la Liberty University împreună, eu și soția. În anul 2001 eram în statul Florida și am simțit că Dumnezeu mă cheamă la lucrare de misiune și împreună cu Bordul Internațional de Misiune am semnat un contract de 2 ani de zile și mi-am luat bagajele și m-am dus în Republica Moldova. Am locuit în orașul Bălți, în partea de nord a Republicii și am slujit cu Evanghelia pe câmpul de misiune. După aceea câțiva ani am fost în state, am fost în România, ne-am întors înapoi în Statele Unite și în anul 2008 ne-am hotărât să mergem la Liberty University să ne continuăm studiile și în timpul acesta am păstorit o biserică română din statul Virginia, o mică comunitate din nordul Virginiei, unde am fost binecuvântați să lucrăm și cu o echipă de lucrători și din alte state, din Maryland, din Pennsylvania și în jurul lui Washington DC. Dumnezeu ne-a binecuvântat pentru prima dată atunci să avem un serviciu de sărbătoare a nașterii Domnului Iisus de Crăciun în ambasadei României din Statele Unite din DC. În anul 1925, bunicul meu a plantat prima biserică în casa lui, în județul Bihor. Pe vremea aceea, comuniștii și după aceea, mai târziu, au persecutat pe cei care s-au implicat în lucrarea lui Dumnezeu. An de zile urmă, ambasada României din DC ne-au făcut all the screening, the security screening, tot ce a fost nevoie și ne-a pregătit un serviciu special în care să avem colinde spre onoarea Mântuitorului și să predicăm Evanghelia în ambasada. E mare binecuvântare. Pentru că Dumnezeu este stăpân, e suveran, în mâna Lui e viața fiecăruia, El e stăpân peste asupra timpului și a vremurilor și a stăpânirilor. Și El poate să schimbe orice, slăvit să fie numele Lui. Cam atâta despre noi, să ne uităm la Mântuitorul. Aș dori să împărtășesc un mesaj cu dumneavoastră următoarele aproximativ 30 de minute despre o seară specială pe care Domnul Iisus a avut-o cu ucenicii Lui. De fapt, textul pe care l-am citit începe cu versetul 20 în care Matei scrie: seara Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai Săi. A fost o seară specială pentru că a fost ultima seară cu ucenicii. A fost o seară specială pentru că Domnul Iisus a fost cu ei la masă. A fost o seară specială pentru că Dumnezeu a dat o altă șansă ucenicilor ca să fie iertați. Când vii în casa lui Dumnezeu, fie că e dimineață sau seară, e special. Pentru că e momentul tău, oportunitatea ta, șansa vieții tale ca Dumnezeu să-ți mai toarne din iertarea Lui. Ca sângele Domnului Iisus să mai curățească din trecutul tău. Și consider că dimineața aceasta, ca în seara aceea, e o seară specială și la noi o dimineață specială pentru că Domnul Iisus e în locul acesta. Domnul Iisus ne-a binecuvântat cu prezența Lui de dimineață, de la timpul de rugăciune și de închinare și ne-a binecuvântat cu un timp deosebit de laudă și de închinare, slăvit să fie numele Lui. Seara aceea a fost specială nu numai pentru cei 11 ucenici, dar a fost specială pentru Iuda. Domnul Iisus a oferit și oferă oamenilor șanse de a fi iertați. Atunci când și-a dat viața la Golgota pentru toți, Domnul Iisus i-a inclus pe toți. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și ca să fii eligibil, să te califici pentru iertarea Mântuitorului, trebuie să fii păcătos. Trebuie să fii pierdut.
Și ca să fii păcătos, nu trebuie să păcătuiești, trebuie să te naști într-o natură păcătoasă. David scrie, în păcat m-am născut mama mea. Și dacă te naști într-o natură păcătoasă, te califici să fii un păcătos. Și dacă mai și trăiești și mai adun la păcătoșenie și la umblare departe de Dumnezeu, îți dai seama că ești și mai mare calificativ ca să fii cu Domnul Iisus și să fii iertat de Dumnezeu. Domnul Iisus a oferit oamenilor șanse de iertare. Însă cu privire la Iuda, sunt multe controverse teologice în care unii spun că Iuda a fost predestinat de Dumnezeu să fie ales în grupul celor 12 de Domnul Iisus, apoi să fie vândut ca Domnul Iisus să meargă la Golgota și să moară pentru păcatele omenirii. Alții argumentează că Iuda, sub stăpânire demonică, a decis voluntar vânzarea lui Hristos și ca urmare a decis să se lepede de Mântuitorul. Indiferent care ar fi poziția ta, e adevărat că Dumnezeu este atot știutor, omniștient, cunoaște prezentul și cunoaște viitorul. Era imposibil ca Domnul Iisus să nu știe și după textul nostru știa cine va fi vânzătorul. Dar decizia vânzării a fost absolut decizia lui Iuda. Dumnezeu este acela care în seara aceea, prin Domnul Iisus, a oferit lui Iuda șanse de iertare. De aceea, tema, subiectul predicii mele din această dimineață este șansele iertării. Când ai un moment, o oportunitate și un prilej, când stai de vorbă cu Domnul Iisus, e șansa vieții tale. Dacă ești aici în această dimineață și sau poate pe internet urmărești mesajul din această dimineață, e șansa vieții tale. În seara cinei, Domnul Iisus i-a oferit lui Iuda șanse de iertare. Prima șansă a fost dreptul de a participa la cină. Matei scrie, seara, Iisus așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Faptul că Iuda era prezent a fost șansa iertării lui. Domnul Iisus putea să facă seara aceea specială și să nu-l aibă în agenda lui pe Iuda ca invitat la cină. Dar în seara aceea, cei 12 erau prezenți. Iuda nu numai că era prezent, era foarte important în grupul celor 12. El era contabilul grupului. E foarte important să ai și un contabil bun, și în familie, și în biserică, și în business. Iuda era unul, contabilul celor 12. Ținea caseria. Mi-amintesc când am fost student la Oradea în anii 90, când fratele Țon a deschis Institutul Biblic Emanuel. Pentru prima dată am format un grup de studenți și am plecat în misiune în timpul verii în Ucraina, în afara granițelor României, și ne-am dus în Moldova în 1993. Și aveam și noi un contabil, un casier care ținea banii. Pe vremea aceea nu erau atâtea credit carduri, era numai în formă de cash. Și toți banii misiunii erau într-o locație, într-o casă unde am locuit în Republica Moldova, și în timpul unei nopți au dispărut. Eram în misiune vreo 14 studenți, băieți și fete, care
trebuia să continuăm misiunea în Moldova și n-aveam niciun leu românesc sau moldovenesc. Pentru că banii dispăruseră. Și a trebuit să împrumutăm bani de la niște biserici ca să putem continua misiunea și să ne întoarcem înapoi în România. Mai târziu am aflat că un tânăr și o tânără doreau să pregătească viitorul lor și căsătoria și au avut nevoie de bani și i-am iertat. Nu știu cum a reușit să ia, că erau foarte secure. Nici Bank of America nu are mai bun secure cum aveam noi pe vremea aia. Dar oricum, Iuda avea un loc special în grupul celor 12. De asemenea, Iuda avea un loc de cinste în grupul celor 12. Scriptura ne învață în versetul 25, Domnul Iisus spune că Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis Domnului Iisus, nu cumva sunt eu învățătorule. Deci Iuda avea autoritate de a lua cuvântul, nu numai Petru. De asemenea ne spune Biblia că Iuda a fost cel care a întins mâna în blid și a luat bucățica. Asta ne spune că în grupul celor 12, cum evreii se așezeau jos pe flor și cum luau masa și cina împreună, cel care a fost în același moment cu mâna în blid aproape de Domnul Iisus, Iuda, avea o poziție aproape de rabi, de învățător. Trei calificative. Casier reprezenta grupul celor 12, lua cuvântul, și trei, era apropiat de Domnul Iisus. De asemenea, Scriptura ne învață că Iuda s-a comportat exact ca și ceilalți 12 ucenici. A stat la masă cu Hristos, versetul 20. Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Iuda a vorbit cu Domnul Iisus Hristos. Iuda a luat cuvântul și a zis. Iuda a luat cina. A întins mâna și dacă citim de la 26 la 29, spune Biblia că Iuda a întins mâna și a luat bucățica. Evanghelia după Ioan, de la capitolul 13, versetul 30, ne învață că a luat bucățica, a intrat diavolul în el, a ieșit afară, spune Ioan, și era noapte. Și noaptea a rămas pentru veșnicie. În primul rând, prima șansă a lui Iuda pentru iertare era dreptul de a participa la cină. În al doilea rând, cercetarea profundă. Când stai la cină cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, cu frații, cu biserica, e un moment special pentru că poți să te uiți în viața ta și în ochii Domnului Iisus, să te vezi așa cum ești. Cercetarea profundă a fost în primul rând prin faptul că Domnul Iisus a demascat actul vânzării și că între ei este un vânzător. În versetul 21 și 23, Domnul Iisus spune, pe când mâncau, el, adică Iisus, a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Versetul 23, drept răspuns, el, adică Domnul Iisus, le-a zis, cel ce-a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Acum fiți atenți la timpul la care vorbește Domnul Iisus. Adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Este timpul viitor. Înainte de seara aceea, de părtășia pe care o aveau împreună, de fapt a avut loc actul vânzării. În Matei 26, de la versetul 14,
Biblia ne spune că atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Înainte de seara aceea, când a fost Domnul cu cei 12, Iuda a făcut un agreement, un contract. Și contractul a fost cu preoții cei mai de seamă. Cât credeți voi că valorează Iisus dacă îl dau în mâinile voastre? 30 de arginți. Au încheiat contractul, au executat agreementul, l-au semnat, a devenit legal, a luat payment-ul, banii, cei 30 de arginți, i-a pus în buzunarul lui, în contul lui, tot același cont, probabil unde punea și banii dinainte, ca și contabil. Și din momentul acela, din clipa aceea, odată contractul semnat, Iuda doar căuta prilejul nimerit ca să delivereze, să-l dea pe Domnul Iisus în mâinile lor. Contractul era deja încheiat, executat. Și Domnul Iisus îi dă o șansă de cercetare profundă, îl demască și îi spune: Iuda, după mine nu m-ai vândut încă. Adevărat îți spun că unul din voi mă va vinde viitor. Iuda, mai ai încă șanse până la momentul când închei contractul. La momentul când mă vei delibera mâinile lor, mai ai șanse de iertare. Iuda n-a înțeles. Haideți să ne uităm la atitudinea celor 11 în momentul în care Domnul Iisus a demascat că este un vânzător între ei și la atitudinea celui care a fost vânzătorul. Cei 11, Biblia spune că ei s-au întristat și s-au supărat. Versetul 22. Ei, adică cei 11, s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Pentru cei 11 nu era o seară de show, nu erau acolo doar să aibă fan. Cei 11 au fost marcați când au auzit că Mântuitorul va fi vândut. Și s-au gândit fiecare și s-au uitat între ei: e posibil ca să devin un văzător. Sunt un om cu slăbiciuni, sunt expus și dacă Domnul Iisus spune că unul dintre voi, nu cumva sunt eu, Doamne, imaginați-vă ucenicii stând lângă Domnul Iisus. Ioan, care s-a rezemat pe pieptul lui întrebându-l: Doamne, nu cumva sunt eu? Petru, nu cumva sunt eu? Andrei, fiecare pe rând, până când au ajuns la Iuda. Menționez că Iuda, în versetul 25, a luat cuvântul. El nu s-a întristat. El n-a fost șocat. El avea de spus încă un speech, un cuvânt special. A luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu? Și Iuda a spus: învățătorule? Dacă cei 11 au zis: nu cumva sunt eu, Doamne? Iuda a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Dacă pentru cei 11 Iisus era domn și stăpân, pentru Iuda era un rabbi, un teacher, un instructor, un învățător. În anul 1493, când trupele lui Mahomed al II-lea se aflau la porțile Constantinopolului și se punea problema în Balcani. Balcanii e regiunea din centru spre estul Europei, include România. Dacă turcii vor cuceri zona aceea din Europa și va rămâne mai departe Europa să fie creștină sau nu. Pe vremea aceea, un consiliu al unui oraș asediat, un comitet al unei biserici, discuta următoarele subiecte. 1.
Ce culoare aveau ochii Sfintei Fecioare Maria? 2. De ce sex sunt îngerii? 3. Ce se întâmplă dacă o muscă cade într-o apă sfințită? Se sfințește musca sau apa devine spurcată? Imaginea din seara aceea o vezi mereu repetându-se, în care ucenicii Domnului, care l-au pe El ca Domn și Mântuitor, iau lucrarea lui Dumnezeu în serios și îl tratează pe El ca Domn și Dumnezeu, ca stăpân și ca Mântuitor personal, ca Cel care este Creatorul și Susținătorul întregului Univers, ca Cel care dă viața și Cel care ia viața. Dar Iuda îl va trata întotdeauna diferit. Interesant că Domnul Iisus i-a oferit șanse de iertare lui Iuda ca tuturor. Și în ultimul rând, a treia șansă de iertare pentru Iuda este dialogul direct. Versetul 24. Negreșit fiul omului, spune Domnul Iisus, se duce după cum este scris despre el. Nu e nicio confuzie despre prorociile Vechiului Testament. Așa a fost prorocit și scris despre fiul omului, așa spune Domnul Iisus că se va întâmpla. Însă vine Domnul Iisus și aduce un contrast. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Dumnezeu nu schimbă planul lui de mântuire, că Iuda semnează un contract sau nu, că Iuda ia banii sau nu, sau că Iuda îl vinde sau nu. O, da, e adevărat că Dumnezeu știa că așa se va întâmpla. Dumnezeu știa că Iuda nu va accepta iertarea lui. Dumnezeu știa că Iuda va deveni vânzător. Însă problema, spune Domnul Iisus, negreșit nu e de la fiul omului. El se duce după cum este scris despre el. Problema e la Iuda. Vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Stă Domnul Iisus în dialog direct cu Iuda și spune: Iuda, eu mă duc așa după cum este scris despre mine. Asta nu-i problema. Vorbesc cu tine. Vai de cel prin care este vândut. Iuda avea bani în his bank account și în buzunar deja. Nu era confuzie în capul lui Iuda dacă este el sau nu este vânzătorul. Deși el a întrebat ca ceilalți: nu cumva sunt eu vânzătorul? El deja avea banii la el, cash. Domnul Iisus stă de vorbă cu el și spune: vai de tine, pentru că tu ești metoda demonică a diavolului prin care vei fi folosit ca fiul omului să fie vândut. Mai bine nu te-ai fi născut. Vreau să închei cu pocăința lui Petru și căința lui Iuda. Toți ucenicii au greșit. Toți oamenii au calificativul de păcătoși. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus în fața unei femei. El care era cel mai tare dintre ucenici. El care avea autoritate și lua cuvântul fără nicio frică. El care a declarat că ne ducem împreună cu tine când Domnul Iisus a pornit să meargă spre Ierusalim. Să murim și noi împreună cu tine. S-a lepădat de Domnul Iisus și a spus că nu-L cunoaște. Însă Petru s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a iertat. Pe cealaltă parte, Biblia ne spune că Iuda, după ce a ieșit afară și era noapte, a luat o decizie. În loc să vină la Dumnezeu, s-a dus înapoi la mai mari preoți și a luat banii și a vrut să-i dea înapoi.
I-a părut rău și lui Iuda și Iuda s-a căit. E diferență mare între a te căi și a te pocăi. Cuvântul pocăință vine din limba greacă, din metanoia, care implică actul părerii de rău, dar implică actul schimbării de gândire și actul schimbării de trăire. Dumnezeu, când te întorci la El, când te repent, îți schimbă mintea și schimbă vocabularul și schimbă viața și devii o ființă nouă, o creatură nouă. Dumnezeu, când te mântuiește, te schimbă și pe dinăuntru, și pe din afară, și pentru toată veșnicia. Iuda s-a căit, dar niciodată nu s-a întors, nu s-a pocăit. S-a dus la mai mari preoți și i-a părut rău. Și apoi Biblia spune că a ales să meargă să se spânzure în loc să meargă la crucea Domnului Iisus. Imaginează-ți că Iuda ar fi fost undeva departe de dealul Golgota. Când Domnul Iisus stătea între doi tâlhari și era pironit de cuiele romanilor, a soldaților romani păziți să moară acolo pe cruce, pe dealul căpățânii. Și Iuda ar fi stat acolo și s-ar fi uitat la scena aceea. Și ar fi auzit vorbele Domnului Iisus și rugăciunea lui: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. A fost șansa lui Iuda în seara aceea. Însă Iuda a ratat-o. E șansa noastră în dimineața aceasta. Vreau să închei cu poezia lui Costache Ianid: Nu-i singur Iuda vinovat. Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era povara noastră și mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când El pe cruce s-a șternu, ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de patini l-am străpuns, și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari. Și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor. Dar tu n-o porți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu și tu. Nu doar în stânci, sub lilieci, nu doar sub lespede zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci sub piatra unor forme reci, și eu și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi El te întreabă: da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da. Și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu. Veni să ne ridicăm în picioare. Să avem un moment în care să venim înaintea Domnului în rugăciune. Dumnezeu, în bunătatea Lui, a oferit și oferă oamenilor șanse să fie salvați și iertați. Astăzi suntem invitați special la masa Domnului. Domnul Iisus e prezent în locul acesta. Duhul lui Dumnezeu e prezent în biserica Lui. Astăzi e momentul tău și al meu. Pentru noi bate ceasul din spate. Șansele noastre se decid acum.
veniți să chemăm numele Domnului. Veniți să recunoaștem pe Hristos ca Domnul și Dumnezeul vieții noastre. Veniți să ne plecăm înaintea Lui în rugăciune și să chemăm numele Lui peste viețile noastre. Și să-i spunem, Doamne, noi știm că noi suntem aia. Și am spus, da. Dar te rugăm să ne ierți, să ai milă de noi. Astăzi e timpul nostru. Acum sunt șansele iertării noastre. Aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune comună, așa cum stăm în picioare, și să chemăm numele Lui Dumnezeu și să cerem iertare, să cerem mântuire, să cerem salvare, să cerem eliberare, să cerem vindecare, să cerem mântuire, să cerem atingerea prezenței Lui Dumnezeu peste viața noastră. Pentru că Domnul Iisus ne iubește pe toți. Să ne rugăm. Doamne, te rugăm să binecuvântezi.